Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de 24 februarie, o zi din nou a iubirii. Și dacă tot vorbim de iubire, trebuie să vă aduc aminte, dacă n-ați remarcat deja, că încă de la Valentine a apărut un dragoscop, o analiză, să zicem așa, dar pornind de la mesaje simbolice legate de iubire. Sunt 12 povești acolo, fiecare rezonează cu o anumită zodie, încât puteți urmări cam cum stați cu iubirea în perioada imediat următoare. La modul general, nu e vorba de luna martie, nu e vorba de primăvară, e așa, în momentul când o să dați peste acest video. Deci căutați dragoscopul pentru zodia natală, pentru zodia ascendentă, ba chiar și pentru zodia în care se afla Venus la momentul nașterii voastre. Că iată, o zi a iubirii într-o zi guvernată de Venus, care chiar cu asta se ocupă, ar trebui să fie frumoasă. În continuarea sărbătorii de acum câteva zile. Nu uitați totuși să fiți pe fază că zilele astea vor apărea încetul cu încetul, cam câte două pe zi, horoscoapele lunii martie, câteva deja au apărut, ba a apărut și acea analiză generală numită Astrodrama lunii martie, cu o lună martie la orizont de toată frumusețea. Bună! Cu momente de vârf în care hai să ne deschidem către o lună minunată, o primăvară și un nou an zodiacal la urma urmei, că asta înseamnă martie, odată cu echinocțiul, un nou început din toate punctele de vedere. De aceea urmăriți și aceste filme să vedeți ce evenimente speciale, de top, rarisime, ba chiar și unicat într-o viață de om o să fie în luna martie. Acum, astăzi n-am nimic să vă spun, nu e niciun eveniment pe rol în mod special. Sunt aceleași evenimente, este o aglomerație de planete foarte mare, cam toate sunt așa în jumătate de zodiac, în doar, hai, 5 zodii, hai să-l băgăm și pe Pluto acolo la ieșirea din Capricorn, totuși a 6-a zodie, în jumătate de zodiac sunt toate, evident, ceea ce face ca viața noastră să fie aglomerată pe anumite planuri și goală pe alte planuri. Și o să păstrăm aceeași aglomerație și pe perioada lunii martie, când tot așa în jumătate de zodiac vor fi îngrămădite toate planetele, ba chiar și cu niște mănunchiuri astrale, acolo mai speciale, niște conjuncții mai deosebite, triple conjuncții chiar vom avea în luna martie, de ce vă invit să le descoperiți, plus fiecare eveniment tradus pe zodia care vă interesează în horoscoapele lunii martie. Nu mă întrebați când apare fecioara, când apare aia, apar toate, le-am luat după o anumită ordine pe care am decis-o eu și aici m-am referit la numărul de vizualizări din luna februarie. Asta este, unele zodii au fost foarte, foarte numeroase în vizualizări și aici mă refer la Rac, la Capricorn, la Berbec. Voi ați fost foarte dornici, mulți care ați deschis aceste filme, în timp ce alte zodii abia s-au mișcat pe acolo, ca atare acelea sunt undeva la urmă, ca să vă motivez să urmăriți aceste horoscoape de acum înainte și data viitoare să fiți number one. Oricum sunteți number one, așa că vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda. Veți vedea acolo două cifre, două puncte și iarăși două cifre. Apăsând pe acele cifre, vă duceți direct la momentul când începe zodia voastră ca să nu ascultați inutil 10 de minute și să îmi spuneți după aceea că vorbesc prea mult. Vă duceți direct la cele 2-3 minute care vă sunt alocate și gata cu horoscopul zilnic. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Voi berbeci, sigur, sunteți încă foarte activați. Câteva ore din această zi, luna încă mai este la voi în zodie. A fost ieri, a fost și alaltă ieri. A avut și acele două minunate întâlniri și cu Jupiter și cu Venus, încât voi vă simțiți un motor turând la maximum. Aveți chef de o grămadă de activități. Posibil să fie prea mult la un moment dat. Pe principiul ăla, ce e prea mult strică. Pentru că Jupiter, la urma urmei, este un accelerator de particule, este un amplificator din multe puncte de vedere, încât voi simțiți că ceva e doldora în viața voastră. E un prea mult pe umerii voștri, o exagerare, un abuz,
Poate multă muncă, poate mult stres, poate multă agitație, poate nervozitate. E o bombă cu ceas acolo, încât cine știe, la un moment dat o să facă și boom această bombă. Dacă ați putea lua coșulețul ăsta fantastic de energie și să-l canalizați spre un scop cu adevărat măreț, are și ceva de milioare. La cât sunteți voi de plini de energie pozitivă, de chef, de tot acum, tot ce vă trebuie pentru a vă afirma ce lucru minunat are și încetul cu încetul vă apropiați de minunatele conjuncții de la voi din zodie, să vă urmăriți și horoscopul vostru să vedeți cât de interesant este, dar e, parcă se naște un vis nou, o dorință nouă la orizont pentru voi. Vă puneți toate speranțele, vă agățați ca de un cârlig toate visele și simțiți că va fi bine. Pentru unii se prefigurează așa o iubire, dar când zic iubire poate fi vorba de orice fel de iubire. Iubire de voi, iubire de viață, iubire pentru o activitate, o acțiune. Ceva nou, interesant, incintat, căreia îi dați așa o aură de apogeu, de maximum. Ceva care zice, wow, când o să văd lucrul ăsta terminat, voi fi super fericit. Da, și sunt mari șanse. Ceea ce faceți voi acum, la ce puneți voi cărămizi, fiind încă pe drumul, pe construcția lentă acestui succes, va fi de top la un moment dat. Foarte posibil luna viitoare. Taurii, luna intră la voi în zodie. Zile următoare va avea și întâlnirile acolo și cu nodul nord și cu Uranus. Deci veți fi activați foarte tare de lună. Dar ceea ce vă generează vouă așa o stare de disconfort este cineva din anturaj. Aveți undeva în preajmă niște personaje și nu prea vă place compania lor. Pot fi de toate felurile oamenii din jurul vostru. Pot fi oameni bosunflați, oameni pesimiști, oameni cu care nu se poate discuta, oameni foarte închiși, ușor deprimați din toate punctele de vedere, oameni cu orgolii, deci aveți foarte multe personaje în preajmă și nu știți cum să vă comportați cu aceștia. Poate nici ei nu știu cum să vă ia. E un amalgam de relații în jurul vostru. Unii nu știți de unde să-i apucați, sunt într-o pasă proastă, sunt tăcuți, sunt retrași, sunt timizi, sunt bolnavi. Și de câte ori încercați să vă apropiați de ei, parcă îi deranjați, parcă îi iritați, parcă îi atingeți la coarda sensibilă. Din alte puncte de vedere, s-ar putea să vă uitați așa un pic înapoi la o veche relație, de exemplu. O relație care rămăsese așa în stand-by, erați un pic șifonați, erau niște conflicte acolo care planau și care nu au fost rezolvate la momentul potrivit. E, parcă vă luați inima în dinți odată cu luna asta care vine la voi în zodie, vă luați inima în dinți să vă întoarceți la masa tratativilor cu acest om. E nevoie de niște explicații acolo, poate de niște scuze, poate de un pic de mângâiere. Și ideal ar fi cu luna la voi în zodie, voi sunteți cel mai, hai să zicem, empatic, sensibil, deschis, sufletește și voi să întindeți o mână de împăcare, de explicații, de iertare. Celălalt e supărat, închis în el, da, poate și cu niște orgolii imense acolo, dar se pare că amândoi în lumea voastră suferiți că nu mai există relația de odinioară. Voi nu, el nu, atunci cine? De aceea probabil sunteți îndemnați voi să vă călcați un pic pe mândrie și să vă întoarceți, să discutați. Sau, mă rog, să vă întoarceți în sensul că întoarceți fața către acest om, nu neapărat că ați fost plecat undeva. Îi dați un semn, un semnal de prietenie, scuzele de rigoare sau explicațiile care se cer și nu e imposibil ca povestea asta să se renoade. Parcă vă duceți cu sol de pace la acest om și s-ar putea să accepte discuția. Gemenii, ceva se închide așa hodoronc-tronc în planurile voastre. V-ați făcut niște planuri și se pare că nu funcționează conform viselor voastre. Își bagă cineva coada. Dar partea proastă este că micul ăsta ghinion care intervine nu e prima oară când își bagă acolo coada în povestea voastră. Și de fiecare dată
V-ați iertat. De fiecare dată ați trecut cu vederea. De fiecare dată ați făcut concesii și sacrificii. De data asta vă este foarte greu să faceți aceste sacrificii, a nu știu câta oară. Poate de data asta greșește așa de tare cineva față de voi, încât aproape că spuneți că orică e ultima șansă pe care o dați, deci ultima iertare, ori nu mai vreți să auziți. Sunteți foarte tranșant din multe puncte de vedere. Posibil să fie așa sentimentul ăla de lovitură de grație, vă spune vreo două care vă lasă fără replică și e maximum la care puteți tolera. V-a atins coarda sensibilă, v-a atins punctul de rezistență și vine momentul în care clacați. În unele situații, din păcate, poate exista și un conflict major și poate și o despărțire, dar totul având la bază o reacție impulsivă a cuiva. Cineva spune ce nu trebuie, nu gândește, rănește, aruncă cu săgeți și vă prinde pe voi așa un pic la interval fără să meritați pe semne. O luați foarte personal, e o critică, e o judecată, e un comentariu malițios la adresa voastră, e o etichetă greșită, dar nu mai tolerați acest lucru și sunteți aproape gata, dacă nu chiar o faceți, să rupeți o relație în care simțiți că nu aveți altceva decât de pierdut iar și iar de fiecare dată. Racul veți pune mult preț pe colaborarea cu niște colegi, parteneri, tovarăși. Aveți niște treburi de rezolvat, foarte posibil în plan profesional. Dar deși se pune preț pe colaborare, aveți nevoie de prezența acestor oameni, totuși se pare că tot greul duceți voi, pe umerii voștri este greutatea cea mare. De ce? Pentru că puteți. Nu că ceilalți fug de răspundere. Foarte posibil aveți în preajmă și personaje care se fofilează, se eschivează, găsesc scuze, motive și vă lasă pe voi la înaintare. Sau ideal ar fi să vă lase pe voi la înaintare, pentru că voi sunteți și cel mai bine pregătit. Cele mai bune planete sunt în zona cea mai înaltă a zodiei voastre, deci e în beneficiu vostru să fiți la conducere, șeful, factorul de decizie. Ceilalți vă trag de multe ori înapoi, prin comentarii, prin oboseala lor, prin comoditatea lor, prin nemișcarea lor. Voi sunteți foarte dornici de acțiune, de activitate, foarte motivat, dar mai greu e cu ceilalți. Ideal ar fi, deci, să fiți independenți, să fiți total pe cont propriu sau să nu aveți nevoie realmente de acești oameni. Joacă și ei un rol, asta este. Dar s-ar putea să fie ceva de genul că plătiți voi oalele sparte de ei. Vin și ei alături de voi să tragă la căruța asta. Dar mai mult vă încurcă, dar mai mult vă trag înapoi, dar mai mult munciți voi să reparați ceea ce au greșit ei. Încât aproape că ar fi de preferat să fiți doar voi în totalitate la conducerea acestei acțiuni. Leul, aveți un mare vis la orizont și îi dați o aură așa de ideal de acum. E maximum la care visați. Foarte posibil de natură profesională ce visați voi acolo. E un scop măreț, o funcție, o poziție înaltă, jobul de vis, dar la care e greu de ajuns. Se cere muncă, nu glumă. Dar tocmai pentru că vi-l conturați de ceva vreme foarte bine acest vis, parcă depuneți niște eforturi să ajungeți acolo, învățați, adunați documentele necesare, faceți pașii necesari pentru evoluția respectivă, vă motivează fantastic ceva care se vede undeva la orizont. Foarte posibil, curând, cine știe, poate chiar luna martie vine cu niște momente de top pentru voi care vă propulsează direct la visul ăla. Simțiți așa că parcă se apropie momentul, că ați început să numărați zilele până la momentul acela.
Deocamdată e un vis, dar e palpabil, e în construcție, nu e un vis aruncat în univers și poate vreodată se îndeplinește. Nu, e un vis la care voi faceți ceva deja. Construiți, vâsliți, înaintați, învățați, puneți cărămidă după cărămidă și sunteți din ce în ce mai aproape. Vin și niște confirmări că sunteți pe drumul cel bun, ceva care vă motivează, ceva care vă stimulează. Aprecieri, instrumente, informații care puse acolo unde trebuie formează acest vis. Poate fi de în plan profesional, poate fi legat de afaceri, poate fi legat și de iubire, deci e ceva în care puneți foarte mult suflet și când puneți atâta suflet, e și normal ca rezultatele finale să fie minunate. Fecioara, voi sunteți ok din multe puncte de vedere, dar aveți în preajmă personaje care se plâng de orice. Poate da, au niște probleme, niște oameni din preajma voastră, că e partener de viață, că e un coleg de serviciu, că e un copil al vostru. Trec prin niște momente și parcă vin la voi să vă să-și elibereze sufletul. Sunteți o ureche de ascultat, un număr de plâns, sunteți un consultant bun, un consilier bun, un om care știe să asculte. Și numai că ascultați, dar s-ar putea să oferiți și sfaturi foarte bune. Părerile voastre contează, pentru că voi le vorbiți din experiență. Voi, când le ziceți acestor oameni ce au de făcut, ați trecut prin asta. Ați probat pe voi toate aceste rețete de succes. Aveți pe cineva alături cu probleme, așa este, dar dacă va asculta punctul vostru de vedere, are numai de câștigat. Va ieși din discuția voastră cu, hai poate nu cu problema rezolvată, dar cu un tonus mai bun, dar cu încredere, dar cu o speranță, dar cu o motivație să iasă din impasul ăla lui în care se simte blocat. Le aduceți niște instrumente acestor oameni, niște informații concrete, sfaturi practice, nu vise, nu promisiuni. Uite, în situația în care ești, așa se face. Voi sunteți o enciclopedie de informații practice, un manual, încât deschideți manualul și spuneți acestui om ce să facă. Indiferent despre ce e vorba. Dacă e vorba de sănătate, știți exact care e leacul. Bun, nu sunteți medic, dar cam asta este. Veți ști să-i dați o ghidare acestui om. În problema ta, cam asta trebuie făcut și țiese. Și dacă vă și ascultă acest om, va rezolva în cel mai scurt timp problema asta care îl frământă. Balanțele. Un pic prudente să fiți voi, un pic atente, că s-ar putea să vă cam aruncați așa cu capul înainte într-o situație cu un oarecare factor de risc. Parcă vă tentează ceva colosal la orizont, o ispită vă face cu ochiul, un pericol poate, un risc. Și dacă nu vă opriți la timp și există acolo niște frâne care vă zic stop, stop, ușurel, dar și cât de angrenați sunteți voi, există riscul să vă băgați în gura lupului și să greșiți. Riscul ăla este asumat, ok, poate nu fugiți de risc, dar ceva scăpați de sub control. Există o doză de prea de tot în viața voastră. Bun, vă asumați, dar parcă e prea mare riscul. Bun, mă arunc în gura lupului, dar parcă prea mă arunc. Deci e un risc asumat, dar cu o limită. Se pare că voi depășiți limita. Apăsați prea tare pe accelerație. Vă jucați cu focul, cum s-ar spune. A, mi-a mers chestia asta, risc mai tare. E ca atunci când jucați la păcănele, de exemplu. Jucați, jucați, ați câștigat ceva. O, da, dacă am câștigat, bag toată suma. E, nu o să mai iasă. Deci cu cât ridicați mai tare miza, cu atât e mai mare riscul de a greși. Și de aia sunteți, ceva vă spune, oprește-te acum. Bun, mulțumește-te cu 3 lei câștigați. A, nu, eu pot să câștig 300 de lei. Nu, oprește-te la 3 lei, o să vă spună universul. Și s-ar putea să nu vă opriți. Și s-ar putea să vă aruncați fără măsuri de precauție și la urmă să regretați că ceva, o intuiție acolo v-a spus stop, stop, exagerezi, te întregi cu gluma, vă transmite un îngeraș acolo, dar alături este un drăgușor care vă spune, ba nu, pune acolo că merge. Mare grijă.
E ideea aia cu ulciorul nu merge de multe ori la apă. Sunt o grămadă de proverbe pe tema asta care vă spun: oprește-te acum, mulțumește-te cu puțin, nu ridica ștacheta colosal, că de aici vine și riscul. Măriți miza mult prea tare pentru cât ați putea obține și riscul se va dovedi a fi, din păcate, prin preajmă. Scorpionul. După faptă și răsplată, cam așa ar fi situația voastră. Din păcate, duceți cu voi așa o vină, o greșeală, un pitic pe creier acolo care, în cele din urmă, trebuie să plătească. Dacă pe undeva ați făcut ceva incorrect, intervine o lege. De orice natură ar fi legea asta, lege divină, lege umană, legea voastră interioară, legea Universului. O lege intervine să vă țină o predică sau, dacă nu cumva, chiar să vă amendeze așa un pic. Primiți o lecție. O lecție despre corectitudine, fidelitate, adevăr, cinste, toate valorile alea morale pe care pe undeva v-ați eschivat de la ele. Și știți bine că voi, scorpioni, de multe ori găsiți căi de ieșire și vă descurcați. Dar de data asta, adevărul ăsta la pândă, încât se cam iese la iveală o greșeală. Și puteți fi tras la răspundere, ori de propria voastră conștiință, da, un proces de conștiință, vai, cum am putut să fac lucrul ăsta, ori judecata vine din alte părți. Pentru unii poate veni, exact cum am zis la început, după faptă și răsplată, poate veni conform legii karmei. Cine știe când s-a întâmplat ceva și acum treceți printr-o situație care pe voi vă duce cu gândul că e karma, e bumerangul care s-a întors, e efectul unei erori de odinioară pe care ați comis-o și acum o plătiți într-un fel sau altul. Bun, nu vă așteptați la dezastre, că nu cade cărămidă în cap, dar o primiți așa o muștruluială din partea cuiva, vă poticniți, ceva nu iese, ceva pică, și o să vă ducă cu gândul că de fapt e plată, e pedeapsă. Aha, de aia am pățit-o, că de, am comis-o și eu cândva, am mințit și eu, am fost și eu infidel. Poate vi se răspunde cu aceeași monedă. Ceea ce ați greșit voi cândva, primiți acum. Sau pentru alții, dacă nu se întoarce bumerangul, primiți un semnal, un avertisment, ai grijă. De undeva, din univers, o atenționare, să vă opriți, că poate voi încă sunteți în miezul riscului, pericolului, situației aceleia neplăcute și ceva vă spune aici, în propria intuiție, stop, oprește-te. Poate cineva drag vouă, vă ține așa o predică mai de sus, ca un părinte, ca un superior, să vă potoliți, să vă opriți din caruselul ăsta care, pe semne, că nu duce într-o direcție bună. Pe undeva v-ați abătut de la o regulă și vă sună așa o trâmbiță în ureche că ori trebuie să reparați, ori trebuie să plătiți, ori trebuie să vă opriți. Voi, săgetători, aveți un vis în sufletul vostru, în inima voastră, vis de iubire, vis de ascensiune, vis de câștig. Dar sunt în preajma voastră personaje care vă trag un pic de mânecă. Parcă vor să vă taie aripile, parcă vor să vă aducă cu picioare pe pământ din visul ăla minunat pe care îl aveți. Cineva începe să vă prezinte acest potențial vis al vostru în lumini nu tocmai favorabile. Din diverse motive. Ori e un vis imposibil și spre binele vostru încearcă să vă trezească, ori nu acceptă acești oameni că unii oameni pot visa. Alții, poate voi deschideți ochii la timp și vă dați seama că, a, e doar un vis. Unii poate renunțați la el, da, așa este. Ori din influența aceasta, hai să zicem, negativă din jur, ori din propria voastră
analiză la rece, ziceți, e imposibil ce vreau eu, mai bine abandonez. În timp ce alții vă canalizați parcă toată energia să încercați măcar. Poate unii deja ați încercat acest vis odată și încă o dată și încă o dată și pe semne că n-a ieșit. Dar unii parcă spuneți, știi ce, bun, ok, e un vis greu de îndeplinit. Da? Voi sunteți niște visători prin definiție și credeți în visele voastre. Și de aceea parcă vă dați o ultimă șansă. Sau mai bine zis, dați visului ăsta o ultimă șansă. Ceva de genul, bun, mai încerc o dată și gata. Merită să încercați, evident. Încercarea moarte n-are. Există și o doză de noroc în perioada imediat următoare. Încât voi trebuie să vă adunați forțele să vedeți dacă, gata, am încercat de 100 de ori, n-are rost, ori o ultimă strigare merită făcută acum. Acum pe ultima 100 de metri a unui Saturn la ieșirea din Zodie, a unui Pluto la ieșirea din Zodie. Sunt acolo niște ultime turnante pe care trebuie să le, acum să le mai încercați odată. Și dacă vedeți că nici de data asta nu iese nimic, probabil o să renunțați. Dar cine știe? Voi, capricornii, aveți o strategie foarte bine gândită, încât sunteți gata să porniți o acțiune nouă. Sau poate ați și început-o, nu de mult, la luna nouă. Dar e o acțiune care parcă înaintează fantastic de repede. Parcă nici n-ați început-o, că deja s-a terminat. Nu că nu iese ceva. Nu, e ceva care prindeți un vânt de ăsta prielnic care duce totul așa dintr-o mișcare, de la start până la finish. Parcă în aceeași zi începeți și terminați lucrul ăla. Altă dată același lucru vă cerea zile în șir de muncă, de activitate, de gândire. De data asta i-a dat drumul și ați și terminat-o. Sau urmează să o terminați în cel mai scurt timp. Merge ca pe roate, ca uns, ceas totul, o bună organizare. E ca atunci când intrați pe un bulevard și prindeți verde la semaforul de la intrarea în bulevard și după aceea prindeți verde până la capăt. Nu vă mai opriți pe parcurs. E o evoluție la viteză maximă. Din succes în succes, din etapă în etapă, din semafor verde în semafor verde. Găsiți pe parcurs toate resursele de care aveți nevoie. Oamenii necesari, banii necesari, documentele necesare. Da, probabil trebuie să umblați pe aici, pe acolo, cine știe, pe la niște instituții, prin mai multe locuri, sau poate deja sunteți într-un demers de câteva zile și peste tot vă iese strună. Nicăieri nu vă trimite acasă, nicăieri nu vă mai trebuie un dosar cu șină, nicăieri nu vă zice să veniți și mâine și vă bucurați de o zi așa completă. Dacă nu-i vorba de același eveniment, aceeași acțiune de la cap la coadă, poate treceți prin mai multe puncte de reper pe parcursul zilei, dar care toate generează sentimentul ăsta de wow, ce bine mi-au ieșit toate. O doză de noroc, o doză de da din coate, niște uși deschise pe aici, pe acolo, unde trebuie. Parcă sunteți în conexiune directă cu universul și dimineața când vă treziți îi spuneți universului: azi toate merg brici, așa, ca pe roate. Și așa este, conform programării. Ca atare, ce puteți să faceți decât să trimiteți în univers de dimineața, de când vă treziți, să-i trimiteți itinerarul vostru cu ce aveți de făcut astăzi, programul, și să vedeți la sfârșitul zilei, le-ați bifat pe toate? Vărsătorul, jucați un rol important așa într-un mediu în care vă parcă tronați așa ca un nobil, ca un rege, ca un șef deasupra tuturor. Jucați rol cheie. Au mulți nevoie de voi, bat mulți la ușa voastră, vă caută mulți.
Cum, pentru ce? Pentru înțelepciunea voastră, pentru maturitatea voastră, pentru ce știți. De aia, așa, umpleți locul unde vă aflați voi. La serviciu, toată lumea vă caută. Acasă, toată lumea are nevoie de voi. În grupul de prieteni, toată lumea vă solicită. Pentru că aveți ce le da la toți oamenii ăștia. Este acel Saturn pe final de zodie la voi și parcă își lasă acum la poartă tot ce mai are el în buzunar. Mult ce a adunat în 2 ani și ceva. Încât asta inspirați voi pe unde treceți. Uite, măi, ce om înțelept, uite că te știe asta. Aveți niște resurse, calități, priceperi, dexterități, informații pe care alții nu le au. Și de-aia unii vin la voi așa, dă-mi și mie ceva din prea plinul tău. Și aveți de dat. Sunteți și foarte altruist. Aveți răspuns la o întrebare? I-ați dat-o colegului. Aveți 5 lei în plus? Îi dați celui care are nevoie. Bun, și la modul ăsta de dăruire, de spirit umanitar, puteți să faceți și gesturi de genul ăsta, dar aveți acel sentiment, mai dacă tot am, pot, sunt pe val, sunt ok cu mine, sunt autosuficient, de ce să nu dau din multul sau puținul meu și altuia? Că aveți ce da. Cunoaștere, bani, timp, energie, sfaturi bune, iubire. Aveți acolo un coș plin adunat în vreo 2 ani și ceva datorită lui Saturn. Și ce ziceți voi acum? Vă uitați la coșul ăsta și ziceți, măi, eu mai am 2 săptămâni mai stă Saturn la mine în zodie. Ce fac eu cu coșul ăsta adunat în 2 ani și ceva? Și începeți să scoateți. Știți cum este când adunăm atâtea lucruri într-o casă de om și trebuie să ne mutăm. Adică Saturn trebuie să se mute de la voi din zodie. Și ce face el? Nu o să vină cu bagajul din 2 ani și ceva adunat la voi în zodie, o să se mute acolo, că acolo are alt bagaj, altceva, altă viață. Și se gândește, bun, din minunatele lucruri pe care le-am adunat eu în 2 ani și ceva, le-am făcut, le-am realizat, uite cât de ok sunt cu mine, ce fac cu toate astea? Și dăruiți. Aveți ce da? La propriu sau la figurat? Palpabil sau nepalpabil? Material sau imaterial? Și parcă unii simt că sunteți o resursă, un izvor de daruri și mulți vă vor căuta. Peștii, aveți o stare de bine, de veselie, de energie, de chef, de a face ceva, de a vă arăta, de a vă distra, de ce nu? Dar parcă în preajma voastră aveți niște personaje care vă cam taie așa un pic bucuria. Parcă unii se întreabă de ce vă simțiți așa de bine, de ce râdeți, de ce glumiți, de ce... Unii nu vă înțeleg această stare de fericire, poate. Parcă vă cuprinde un spirit primăvăratic așa, dar nu și cei din jur. Unii chiar se întreabă, sunt suspicioși la adresa voastră. Ce e așa de vesel peștele ăsta? E starea voastră, e treaba voastră de ce sunteți așa de bine. Dar unii încearcă să vă taie vouă bucuria asta, aripile, optimism, încrederea. Încearcă să vă bage fitile, așa, să vă mai taie din bucurie. Nu țineți cont de ei. Unii sunt cârcotași, caută nod în papură. Și vă caută și vouă, clar. Dar ideal ar fi ca voi să abordați o atitudine de asta indiferentă, libertină, ca și cum n-ați avea nicio problemă. Că alții asta fac. Vă fac probleme sau își fac probleme. Alții toarnă peste tot numai semințe de neîncredere și de dubii și de teoria conspirației și de probleme la tot pasul. Ori voi nici nu le vedeți. Nu acum. De-aia ar fi bine să rămâneți surd, orb și total neatent la ce vor alții. Alții asta fac, să vă învenineze un pic, să vă bage o strâmbă, să vă bage o frică. A, te bucur, da, vezi că mâine vine factura la lumină. Ei și, o să ziceți voi, abordați lucrurile astea care pe alții îi îngrijorează și fac din asta o problemă, un dezastru,
le abordați ca și cum ar fi normale, firești, da, vine factura la lumină, e și e război dincolo, e și viața mea e mai aproape, cămașa mea e mai aproape decât ce se întâmplă dincolo de orizont. Și de aceea concentrați-vă foarte mult cu soarele la voi în zodie, concentrați-vă pe voi, pe binele vostru, pe corpul vostru, pe aspectul vostru, pe mintea voastră, pe viața voastră, că nu contează ce se întâmplă dincolo de atât cât sunteți voi. Asta este ziua de 24 de Dragobete, să fiți iubiți și nu uitați de toate celelalte horoscope care vă așteaptă pe acest canal de YouTube. O zi bună, să aveți mai ceva ca horoscop!